Salutare, bine ați venit la Te România! Astăzi jucăm cu un pachet diferit. Vom juca cu Blood Death. Este un pachet de Death Knight și este destul de puternic. Bineînțeles, este foarte bun în late game, dar poate face față și în early game. Să vedem ce... Ok, am prins versus Warlock. Foarte mișto skill care l-are. Vom renunța la astea două, cel mai probabil. Ah, a dat iarăși pe asta. Dăm internă și dăm un greetings. Momentan încă nu avem nimic ca util. Discard Warlock. Asta. Ne trebuie neapărat un bloodbath la un moment dat. Ei, a chemat taunturi. Cred că o mai țin pe Zola. Asta nu e ok. Îi trebuie foarte multă viață să nu facă mult damage. Stai să vedem ce îi putem fura. Luăm asta. Dăm asta fiindcă oricum ideea să nu ne facă mult damage, asta e important. Eu să dăm Corpse Explosion. Okay.
Ne facem un pic viața. Asta e bine. Cred că după asta o să folosesc asta. Stai un pic să văd. Și să ne facem viața. Treci doi damage, chiar nu are cum să ne facă. Aia zic că-i bătut. Facem așa. Ba nu, uite, îl chemăm pe ăsta. Și am câștigat. Ok. Haideți că mai jucăm încă unul. O să am un versus priest. Dacă e nenorocitul ăla de resurrect priest, ținem asta și astea două le dăm, le schimbăm. Asta e bine cumva. Dacă e diamond. Nu, e Shadow Priest. O să fie interesant meci. Ok, cast a Shadow Spell. Cred că dăm enter, nu avem ce face. Shadow Priest. Să dăm coin și o să folosim asta. De obicei nu prea folosesc eu coin-ul, dar acum e bine. Ah, ce nu știu că acum o... ca combo-ul. Alas că e bine. Între toți. Ok, văd că nu are ce folosi. Chimăm pe asta. Să luăm asta, fiindcă e foarte bună pentru a
faci un pic de viață. Ok. O să folosim folosim asta. Cumva e bine, fiindcă avansăm foarte mult în mana, meciul e un pic mai ușor de controlat. Okay, bad. Nu înțeleg ce a făcut asta, dar... ca să nu-i fac damage. A jucat bine. Cred că o să-l chem pe ăsta. Și... mai tragem încă două cărți. Asta e bine. După asta o să-l chemăm pe Lothmar. Și poate putem face o copie. Da, măcar o să-i facem copii așa. Ce mă enervează pe mine chestia asta. Stai să mut un pic microfonul. Sper să nu mi-l ucidă. Dacă n-are cu ce să mi-l ucidă. Ok. Și facem totuși copie. Și... facem și viața. Bine că avem și pe Sylvanas. Chiar nu văd cum ne-ar putea bate. Avem și Blood Boil și... e destul de solid pachetul. Ok, facem viața full. Noi o să-l chemăm pe ăsta. Și mergem în față. Din nou. Ok, curățat bordul.
O chemăm pe asta. Și vom lua Obliterate. Și cred că îl chem și pe asta. Chiar dacă tot Obliterate. Dacă va chema minion puternici, așa îi vom ucide. Avem mai multe chestii cu care putem ucide minioni foarte puternici. Sau îl putem fura cu Sylvanas. Sper să nu-mi o fure. Dacă mi-a pe Sylvanas, e fucked up. Ah, mi-a luat un Soulseer de la. Și mi-a dat pe nenorocitul ăsta. Nu e nimica. The culprit was not tidy. Stai să mă gândesc ce pot face. Cred că creăm pe Mograine. Pe asta îl ucidem așa. Mergem în față. Mograine era bun cu Bran. Ce e un combo foarte bun. Așa e ok, fiindcă nu poate să-și facă viață. Acum ori cheamă pe Soulseer, că altceva n-are ce face. Lame. Urăsc când se întâmplă asta. Ok, vom face... But anyway, cred că nu-l bat, dar e la limită. Are doi viață. E foarte greu să bate acest pachet, mai ales în late game e... Poate... Sunt câteva pachete care să... Da, combo rogue, te poate bate... mai este ăla de druid cu Jailer când își face, practic devine imun. O să vină ăla cu... Ar trebui să atace față, teoretic, nu? Nu, i-a făcut viață. Ok. Ce putem face noi?
Îl ucidem pe asta așa. Da, oricum pierde, nu? N-are cum să ne bată, că ar vrea el să revină. Ar fi foarte, foarte greu. Plus că mai avem pe Sylvanas, mai avem pe Soulseer. Și acum mi-l fură. Na, tot n-are ce să-mi facă. Acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!